să rămână, părinte. Doamne ajută, Domnul să te binecuvânteze. O, bine ne-a revăzut, părinte. Doamne ajută. Ia să parcăm o limuzină? Da, eu știu, ai tot ce trebuie la ea ca să parchezi. Părinte, suntem în cartierul Tudor Vladimirescu, unde am copilărit în anii de facultate. Vremuri. Chiar copilărie, ai tinerit aici? Da, am tinerit, da, eram la literă și tocmai ne amuzeam copios toți, fiindcă se construia această biserică și noi spuneam că s-a construit biserica între Sodoma și Gomora. Fiindcă aici erau mai petreceri înainte, acum s-au cumințit, nu mai petrec cu oamenii. Slavă lui Dumnezeu, dacă un asemenea locaș a adus liniște și pace, asta e minunat. Pe vremuri, ți-ai minte că se punea la Seghișoara problema unui parc Dracula și atunci un părinte de prin Moldova a făcut o mănăstire. Da. Și când am ajuns acolo și eu să-l întreb cum merge treaba, păi slavă Domnului că am venit noi aici cu Sfântul Dumitru, că așa avea hramul, că a plecat necurat de aici. Foarte frumos. Părinte, m-am gândit pentru pastirea noastră de credință de astăzi, numită Pelerin Urban, foarte bine ați numit-o, să vorbim despre păcatul înjurăturii. Fiindcă înjurătura este probabil forma cea mai des întâlnită de agresiune verbală. Este o expresie vehementă a nemulțumirii, a urii, a răzbunării, a frustrărilor. Chiar foarte multă lume înjură fiindcă nu-și poate ține în frâu sau opri gândul negru, gândul necurat. Dumneavoastră cum reacționați când un om înjură? Când îl auziți? Îl privesc oarecum compătimindu-l, pentru că, așa cum ai spus, jurătura este o formă de agresiune. E atunci când omul agresiv nu poate să-și manifeste fizic emoția aceasta, întunericul din mintea lui, o face prin cuvânt. Ba mai mult, identifici cu o formă de lașitate. Pentru că am constatat că niciodată nu o să înjuri șeful, polițistul pe stradă sau judecătorul în instanță, pentru că s-ar putea să ieși de acolo legat, dar faci fie asupra cuiva mai slab ca tine, care nu poate lecționa, fie o faci la modul impersonal, fapt care mă gândesc că se duce direct la Dumnezeu. Pe cine să înjuri pe altcineva când e singură mașină și ăla o crumă te aude din cealaltă vehicul. Mai mari biserici spuneau că înjurătura este asemenea unei pietre aruncate către stelă, către Doamne, Doamne, care se întoarce tot împotriva ta, fiindcă nu ajunge la Dumnezeu și nici măcar la stele. Dumneavoastră, personal, sincer acum, pentru telespectatorii noștri, ați înjurat vreodată? Ei, acum depinde dacă e să... Sincer, părinte, sincer. Sincer. Adevărul, calea și viața. Nu m-am îmbrăcat în această haină de la naștere, nu am ieșit cu ea de maternitate. Asta a venit pe parcurs. Înțeleg. Au fost momente în viață în care mânia se acumulează, ca la orice tânăr, nici nu știam că voi da la teologie și sigur au fost forme de manifestare de teribilism, probabil la un moment dat, în care încercam să asociez ideile, glumele, ca să pară mai convingătoare cu vorbe necuvincioase, dar desigur totdeauna am încercat să mă controlez, să mă lupt cu aceste emoții, să le înfrânez, pentru că în definitiv orice om în lumea aceasta este ispitit, încercat, presat la locul de muncă, pe stradă, în familie, poate și în biserică uneori, dar în niciun caz nu aruncăm cu piatra în sus pe Dumnezeu pentru a ne lovi, cu atât mai mult cu cât spațiul în care te manifesti este ceva mai intim și șansele ca să vină drept recul bătaia de sus sunt mult mai mari. Mult mai mari. Am sesizat niște elemente cheie ale înjurăturilor. Mama și biserica, cele sfinte. Sau divinitatea mai curând. Sau divinitatea. Cu deviațiile nocive de la elemente care aparțin de divinitate. Spovedanie, grijanie, ceară, cruce, paște, exact, foarte bine spus. Jurăturile cu tendă sexuală sunt mai nocive și mai păcătoase decât cele care spurcă cele sfinte? Cu o precizare, există rare popoare, rare civilizații în care înjurătura este adresată
acestor valori fundamentale, maternitate și divinitate. Dar la creștini, am înțeles. Budiștii, auzeam, nu pot să confirm acest lucru, pe un linguist care mărturisea la o emisiune radiofonică cum că această înjurătură de mamă a pătruns în lumea creștină în momentul în care invazia islamică profana și bajocorea măicuța Domnului și atunci creștinii sufereau foarte, foarte mult. Plecând de la această înjurătură, să spunem, primordială față de o mamă, de mama lui Dumnezeu, spune acel linguist, înjurătura a pătruns în limbajul de zi cu zi al păcătosului nostru. Dacă este îmi exprim un punct de vedere categoric, că înjurătura de mamă este gravă și foarte gravă, pentru că înjurăm și bajocorim o valoare sfântă, sau prin maternitate, femeia și familia și întreg neamul se sfințește. Dacă am călcat în picioare și pe Dumnezeu și valoarea care face viața noastră mai frumoasă, atunci nu mai suntem oameni. Am coborât de mult sub nivelul terestru, adică mai spre iad, așa, da, mai spre iad. Da, mai aproape de popoare. Părinte, specialiștii britanici și alte 10 popoare spun că înjurătura poate funcționa ca o supapă psihică. Când omul își spune frustrările, durerile, de exemplu, dacă dă cu piciorul de pat, dacă are o durere de cap, deci, în general, durerile fizice, este acest tip de înjurătură pardonabilă? Cum, dacă transformăm în specialiști tot omul care emite un punct de vedere și care testează pe câțiva oameni în jurul lui, cred că deja am epuizat sensul de specialist. În fiecare zi se trezește prin presa comercială un specialist care afirmă ceva despre altceva. Eu știu așa că medicii cardiologi sunt cei care spun foarte clar că tipul, individul care înjură zi și noapte și care își exteriorizează mânia printr-o creștere a tensiunii la nivelul întregului organism, nu face așa decât să dobândească o mulțime de suferințe, inclusiv circulator, inclusiv nervos, încât orice medic din aceste specialități, cardiologie, psihiatrie și nu numai, va spune că omul care își alimentează durerea, frustrarea cu o înjurătură, nu face decât să se îmbolnăvească și să acutizeze starea de suferință. În realitate, dacă e să tratăm o suferință interioară, o frustrare despre care tot vorbim la înjurătură, o durere, ar trebui să ne gândim mai mult la lucrurile frumoase, să vedem unde am greșit, o leacă de căință, adică mai pe înțelesul nostru, și poate la ceva mai bun. Avea Părinte Cleopa o celebră înjurătură, mânca varaiul să vă mănânce. Ce frumos să binecuvântezi lumea atunci când ești mai supărat, mai trist, mai obosit, în loc să o demonizezi, să o spurgi, pentru că în felul ăsta gândești că va fi ție mai bine. Nimic mai fals. Da, corect. Avea și conectorul în jurătură, mai dă-te în dragostea mea. E și asta. Dacă, mai profană, dar... Dacă scăpăm de sensul negativ al cuvântului dragoste în partea vulgară, cred că merge. Părinte, eu propun să căutăm o studentă sau un student pe aici, așa, care să ne răspundă la întrebarea dacă a jurat vreodată și de ce a făcut-o. Profesorul, că l-a priscopin sau... Încercăm, da? Da, încercăm. Încercăm. Salutare, băi, să aveți poftă. O întrebare vă deranjăm. Eu și cu părintele Dan Damaschin suntem curioși dacă ați înjurat vreodată. Dacă am înjurat vreodată, da. Aveți o înjurătură preferată? Nu avem înjurătură. Dacă, uite, ca să vă explic acum cu înjurătura convenită. Nu înjurăm așa de hai să înjurăm. Momente din astea. Cum ar fi? Nu știu, stresante sau... Trebuie de prof că o fi la examen, de pildă, nu? Da, se întâmplă... Uite, cum am pățit eu azi, bine, că n-am înjurat, ci drept. Că aproape am înjurat, toată lumea a primit examen ăsta, subiecte ușoare, eu am primit cel mai greu subiect posibil. Dar na, am trecut prin el, tot am reușit și am făcut.
Da, noi încercăm să lămurim așa pentru material despre înjurătură faptul că exteriorizarea mâniei noastre în cuvinte, care de obicei ne fac nou rău în primul rând, că și tensiunea, mă rog, îți tulbură mintea, te obișnuiești cu astfel de cuvinte, poți să plătești în viață. Dacă înjuri un polițist pe stradă, așa, 10 milioane pentru ultraj, înjuri un judecător în tribunal, ofensă adusă instituției și judecătorului, cătușile, înjuri pe mama și pe tata, salut, bursa și taxa. Iar dacă ai înjurat profesorul, poate rămânem prieteni, nu mai colaborăm, nu? Cam asta e situația, da. Mulțumim! De ce înjurați? În schimb, vă putem spune că într-o zi am făcut, eram un grupuleț de oameni și am făcut o treabă să nu mai înjurăm deloc. Cine, un fel de joculeț. Cine înjura, ieșea afară din joc, cum ar veni. Chiar ne-au ținut și noi. Okay, este decât au călugării, au o mănăstire, vădul tăcerii. Ai pe zi, trei cuvinte, patru cuvinte care ai voie să spun. Da, când înjurați, pe cine înjurați? Situația, de fapt. Situația, nu? Deci nu persoana sau... Exact cum am spus, aici viața e cam roz. Sunt oamenii mai buni, s-au schimbat în bine de când am fost eu student aici. Ai fost student, am făcut biserica o dată cu tine. Totul s-a schimbat bine. Și acum m-am învățat. Pe unde am călcat, nu mai a crescut iarba, doamnă. Da. A fost și o iarba felor mai întâi, a mai fost și acum o palma Maicii Domnului, iar acum o iarbă mai frumoasă. Și cu bune și cu rele. Să dea Dumnezeu să fie în continuare așa, să avem tineri buni și să nu uite că înjurătura te duce la rău. Dacă nu plătești în fața judecătorului, a polițistului, a profesorului sau a șefului, plătești într-o bună zi și cu inima bună, oriunde vei merge, așa este. Este frumos și lumină, nu? Plus că a spus foarte bine că și dumneavoastră, la un moment dat, ați avut scăpări, v-ați controlat slăbiciunile și vi le-ați înfrânat. Cu alte cuvinte, sunt puternic fiindcă îmi cunosc slăbiciunile. Da, iar Dumnezeu se sălășluiește, cum spune Apostolul Pavel, în slăbiciunile noastre. Dacă le mărturisim și căutăm spre El. Doamne ajută, Părinte, eu mă duc ușor, îmi pornesc limuzina. Sper să mai ai energie. Dar oricum, mergi cu Dumnezeu, nu? Da, merg cu Dumnezeu. Sănătate! Bucurie, răsăc, Doamne ajută!